cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României, Enes Ali, nu regretă o clipă că a spus pas Turciei și Canadei. Puștul care a învățat fotbal și la Academia Barcelonei vrea să ajungă departe, alături de idolul Hagi și de naționala României. Enes Ali a debutat la mai puțin de 16 ani pentru România Mare. El e născut la Toronto. Putea să joace și pentru Canada sau Turcia, dar a ales să asculte imnul României înainte de meciuri. Mi se face pielea de găină, sincer. Nu o să uit niciodată în viața mea în momentul ăsta. Am ales România pentru că așa am simțit eu. Asta a fost, cred că, alegerea cea mai bună. Sali e născut în februarie ca idolul său Hagi, care e antrenor la Farul și are un vis pentru 2023, titlul cu Farul. Mă ajută în fiecare zi. Mă motivează mereu. Ce-ai luat de la dumnealui? Șutul, cred că m-a ajutat foarte mult acum. Pentru Sali, suporterii români sunt cei mai tari din lume. Ne ajută foarte mult și ne încurajează. Suporterii fac că 10 oameni. Puștiul care a jucat anul ăsta pentru naționala sub 17 ani, îndrăgostit de produsele românești. În care a rămas că sarmale mici.